Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petre Andrei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Între obiectivele organizației și unii parte erau lucruri absolut, nu știu, pentru noi acum sună ridicol. Recunoașterea portretului tovarășului Nicolae Ceaușescu și al tovarășului Elena Ceaușescu, informarea copiilor asupra altelor funcții pe care le îndeplinesc pe linie de partid și de stat, să cunoască aspecte din copilăria și adolescența lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Deci, de fapt, vedem că se începea o propagandă pe cultul personalității de la copii de grădiniță, pentru că principalele scopuri erau să știe cine sunt liderii și să le recunoască portretele și așa mai departe. Trecem mai departe să vorbim de activitățile artistice și alte activități extrașcolare. Aici erau unele lucruri care erau lucruri bune, nu putem spune, adică nu are rost să spunem că a fost rău și ce nu era neapărat. Erau cercuri școlare, de la fotografie, recitări, navomodele, care se făceau la Casa Pionierilor, cum acum se cheamă Palatul Copiilor sau cum se mai cheamă, atunci se chema Casa Pionierilor. Erau gratuite. Astea nu stricau, nu era nimic rău cu ele. Erau activități sportive. La un moment dat s-a făcut acea daciadă, așa se chemau și se calificau, se făceau selecții de prin școli, se ajungea până la urmă, era o competiție sportivă de amatori cu diverse etape la nivel național. E, și acum vin acele montaje literar-artistice, că așa se numeau. Nu știu dacă aveți idee ce erau. Pur și simplu era un fel de serbări în care se recita și se cântau cântece patriotice, poeziile erau din nou toate cu... Și se recitau așa cu un patos, era un fel de stil de recitare, adică nu puteai așa din prima să citești iubesc partidul, ceea ce spui iubesc partidul, toate erau așa cu un patos, trebuia să le declam și era destul de ușor, dacă erai în copil bun, învățai foarte repede să mimez chestiunea respectivă, deși niciodată n-am, cel puțin eu și colegii mei, n-am crezut în chestiunile respective atunci, dar puteam foarte bine să recităm așa ca și cum am fost foarte convinși. Erau manifestații și defilări. Ele s-au făcut din totdeauna, dar după ce Ceaușescu s-a întors de prin Coreea, de nord și a văzut cum e acolo, au devenit și mai floritoare, cu mai multe pancarte, a văzut modelul de acolo și a fost probabil invidios ce manifestații se fac în Coreea de Nord. Să știți că la noi, în general, de 23 august se făceau, erai obligat să mergi. Eu, spre exemplu, vă spun din nou ca să mai adăugăm așa și lucruri mai puțin teoretice. La un moment dat eram în liceu și a trebuit să merg la această manifestație și ne-am îmbrăcat pe toate fetele care deja ne credeam domnișoare, a trebuit să defilăm prin oraș în costume de gimnastică. Toți băieții, golanii de prin oraș s-au așezat acolo și noi mergeam în fundul gol în costume de gimnastică, defilam pe acolo. Și cine era la costum roșu și albastru era norocoasă. Cine era la costum galben era foarte transparent. Am avut o colegă care efectiv era și mai durdulie, a început să plângă, deci se simțea umilită. La un moment dat am decis să nu mai merg, deci după această experiență cu costumele de gimnastică, un an sau doi nu m-am mai dus la manifestația 23 august, trebuia să mergem și înainte vara să facem și repetiții. Dar nu de asta, nu m-am mai dus și atunci automat avem un punct scăzut la purtare. Nu mai fost la 23 august, 9 la purtare. Munca voluntară, am pus voluntar între ghilimele, pentru că munca voluntară nu era deloc voluntară, era obligatorie, da? Se făceau anumite activități, trebuia să ieși la, mă spune, la măturat, nu știu ce, e voluntară, dar era obligatorie. Cei 3R, care sunt importați din Occident, de la Reduce, Reuse, Recycle, erau și la noi cei 3R, recuperare, recondiționare, refolosire, dar motivele nu erau ecologice, ci de economie. Practic, ce însemnau acțiunile de 3R la noi în școală? Trebuia să aducem maculatură, aveam cote, o anumită cantitate de hârtie, maculatură și un anumit număr de sticle și borcane.
Și aveai acolo, venea, îți cântărea hârtia, trebuia să îndeplinești norma, dacă nu, din nou erau probleme. Acum se mai făceau și mici aranjamente, dacă cel care stătea la supravegheat, la scris în tabel câte kilograme ai adus, nu era atent, le trecea, le cântărea și după aia unul din spatele lua și le mai băga unul odată. Și de asta se întâmpla și cu aceste cantități de maculatură culese ca și cu producțiile agricole, că ce era pe hârtie nu corespundea întotdeauna cu realitatea, că ele mai erau numărate și de câte două, trei ori. Practică în atelier, fetele făceau în clasele mici activități tipic feminine, învățai să tricotezi, să coși, să gătești, după care am trecut la atelier dat la pilă și așa mai departe, deci de tip mecanic, în liceu în funcție de profil, dar s-au desființat când am făcut chiar și liceele teoretice clasice, chiar dacă lumea le știa de licee teoretice și se chema, de exemplu, ce am făcut eu liceu de matematică fizică, în fapt le se dăduse ca un fel de specializare și adică eu când am terminat am primit o diplomă de electrician întreținere, de calificare. Chiar dacă fusesem la un liceu teoretic. Și făceam practică la atelier, făceam niște lucruri de pus pe stâlpi de iluminat public. Da? Practica agricolă, am înțeles că în mediul rural se mai întâmpla să se trimită la practică agricolă și copiii din școala generală, la noi nu, la noi doar din liceu, liceul și facultatea, practică agricolă, asta însemna 2-3 săptămâni, la începutul anului, în septembrie, intram direct în practică agricolă. Eu, făcând liceu în Suceava, am cules cartofi tot liceul, că acolo era zonă cu cartofi. Într-un singur an ne-a dus într-o livadă la niște fructe. Când am venit la facultate, la UMF, la Iași, ne-a trimis la porumb. Și înainte mie, culegerea cartofilor mi se părea cea mai grea. Când am venit la porumb, am văzut că dacă n-aveai mănuși, te tăiai tot la mâini și mi-am dat seama că la cartofi fusese foarte bine. Și acolo era tot cu norme. Deci eram elev în cioi, un copil era numit pontator și aveam normă, de exemplu, 25 de coșărci. Și mergeam și culegeam cartofii și îi duceam la tractor unde eram pontați până strângeam numărul de coșărci. Totul era cu normă. V-am dat imnurile, dar mai erau câteva creații, așa, creații, din nou le-am pus între ghilimele, pentru că, în fine, e discutabilă chestiunea, totuși care au fost mai cunoscute în epocă. Și aici avem Republică Măreață Vatră, un cântec pe care cei care au prins perioada știu versurile și acum, eu una le știu și acum, am zis și nu credeam absolut deloc și uram regimul comunist, dar versurile acestui cântec le știu și acum. Republică Măreață Vatră, ia să vedem. Din versul tot cu mai mult comunism în ele, dar am vrut din nou să auziți. A fost un cântec foarte cântat și foarte cunoscut în epocă, că au fost și unele așa mai puțin cunoscute, dar acesta, Republică Măreață Vatră, a fost unul dintre cele care au avut mare succes. Și Partidul Ceaușescu România, din nou nu știu de câte ori l-am cântat, de nenumărate ori l-am cântat, să-l auziți un pic și pe... Fiii de dracu le-au lăsat. Această minunată primăvară are o trăină în flăcăraș, n-are dar și lăcută în flăcăraș. Fiii de dracu le-au lăsat răuni, cu cel mai
mai departe avem în fruntea noastră un fiu al țării, cel mai iubit și cel mai respectat și stimat, încă în toate referirile la Ceaușescu, propagandiștilor le plăcea să bage acest că e stimat, că e mult iubit, era foarte multă iubire în textul, mult iubite și stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Și am ales aici o poezie care nu a fost chiar așa de cunoscută, a fost cunoscută în schimb sintagma Marele Cărmaci. Lui Ceaușescu îi se mai spunea așa și Marele Cărmaci. Ori au fost niște versuri de Zaharia Stancu, mă rog, care e autor cunoscut și era și în manuale cu partea de romancier, dar la aniversarea celei de-a 25-a, de la înființarea Republicii, deci după abdicarea regelui, după abolirea monarhiei, că abdicarea, mă rog, fiind forțată, e un pic exagerat să spunem, a apărut un volum. Și în acest volum au apărut aceste versuri de Zaharia Stancu, în care corabia noastră aleargă spre comunism și avea aceste versuri, prielnice, vântul, meșter, cărmaciu, mândră corabia, meșter, cărmaciu. Și aceste versuri s-au rostit la nenumărate montaje literar-artistice, nu neapărat doar cu elevi, ci și cu actori, pentru că atunci la televizor apăreau astfel de montaje în care actorii celebri din epocă veneau și recitau tot așa cu patos tot felul de poezii din acestea, unele zise patriotice, altele efectiv erau închinate lui Ceaușescu și erau, pot fi incluse în categoria cultului personalității, nu doar erau ideologizate. În manualele și programele școlare a fost, desigur, au fost introduse toate aceste principii și șabloane care se ducă la formarea omului nou, pentru că trebuie să vă spunem că omul nou nu apărea niciunde în ideologie care apărea de la sine sau în mod natural. De asta tot timpul se spunea formarea omului nou sau făurirea omului nou. Deci omul nou trebuia creat, nu apărea de la sine. Și și-au dat seama că cel mai ușor să creezi omul nou e să-l iei de când e foarte mic. Da, de asta am zis eu că școala era așa un fel de incubator pentru pui de om nou. Și a început toată această propagandă în manuale, în anii staliniști, să spunem și imediat după, cu desființarea a ceea ce fusese înainte. Ulterior, anumite curente au fost reabilitate. Spre exemplu, în programa școlară din 54 se vorbea de caracterul neștiințific al ideilor școlii ardelene și că, mă rog, curentul latinist este o expresie a degenerării școlii ardelene sub influența naționalismului burghez. Eu, când am făcut școala mai târziu, în anii 80, deja școala ardeleană era reabilitată, nu se mai spunea de degenerare și de alte lucruri. După aceea, simbolismul, iată, în 54 se spunea că e manifestarea descompunerii literaturii sub influența ideologiei burgheze. Eu am făcut simbolismul ca, mă rog, curent literar în școală și era și în materia de bacalaureat. După aceea se vorbea de poziții diversioniste, șovine și așa mai departe, de reacționare. Junimea în această programă din 54 era prezentată drept expresia politică și ideologică a monstruoasei coaliții burghezo-moșierești. Interesant este că pe mulți care au făcut parte din junimea, regimul i-a recuperat imediat. În schimb, despre junimea însă și se vorbea încă drept o organizație ideologică și, cum vedeți, expresia monstruoasei coaliții și așa mai departe. Adică nu erau foarte consecvenți, pentru că, spre exemplu, pe Eminescu l-au recuperat din prima, pe Creangă la fel, dar ei, de fapt, au urât anumiți reprezentanți ai junimii și atunci vorbeau despre junimea în ansamblu ca fiind ceva foarte rău, în schimb recuperaseră foarte mulți membri ai junimii. Deci Dobrogeanu Gherea, care era un critic absolut mediocru, dar pentru că fusese socialist, nici măcar comunist, dar îl prezentau tot timpul și principala lui activitate de critic era lupta împotriva junimii. Asta o vedeau ca pe calitatea principală. Cum apăreau aceste trăsături ale omului nou despre care v-am vorbit în manualele de limba română și de citire? Uneori, la modul general, într-un manual scris în 60, dar
tipărit în 63, unde am găsit eu, pentru că manualele atunci erau unice, dar nu se schimbau așa de repede, adică pe același manual, un număr de ani, nu se mai operau modificări, după aia se mai făcea o mică modificare, deci erau mult mai stabile manualele. Era, de exemplu, aici o scrisoare a Nadejdei Krupskaya, despre care vedem că ni se spune în subsol că a fost soția marelui Lenin. Na, Lenin murise, evident, de mult, și aici, practic, e un fel de sinteză, un fel de om nou, așa, tânăr, să aibă grijă pentru bunul obștesc, dacă vedeți că a căzut gardul să-l trageți, dacă vedeți hârtii să le ridicați, dacă vedeți că focul arde degeaba să-l stingeți, după care venea să aveți o voință tare, ce vă spuneam, da, să se controleze, să știți să vă conduceți pe voi înșivă, să fiți stăpâni pe voi, statornici, viteși, gata de muncă și de apărare a patriei. Vedem cumva câteva dintre trăsăturile omului nou. Și acum în diverse povestioare, într-un manual din 50 de clasa a doua, am luat prima caracteristică a omului nou, fericirea și muncitul, de care v-am spus că întotdeauna se făcea cu drag. 7 noiembrie era ziua când se aniversa Marea Revoluție Socialistă din octombrie. Da? Era diferența aia de calendar. Și asta era un lucru de râs pentru noi cu Revoluția din octombrie, care era în noiembrie și așa mai departe. Tata a sosit de la fabrică. Este foarte vesel. Am învins, strigă el. Echipa noastră a câștigat întrecerea în cinstea zilei de 7 noiembrie. Și era foarte vesel. După care îl întreabă copilul despre ce întrecere e vorba și se spune că e vorba de o întrecere în muncă, că până pe 7 noiembrie trebuiau să termine un vagon și au terminat vagonul și după care urma să-i se explice copilului ce semnificație are ziua de 7 noiembrie, dar după cum vedeți, tatăl copilului din povestioara asta pentru clasa a doua muncea așa cu foarte mare drag și era foarte vesel că termina vagoanele în cinstea zilei de 7 octombrie. Avem tot din perioada stalinistă, pentru că propaganda a urmărit epoca. În perioada Dej și până mai ales la moartea lui Stalin, lucrurile seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplau în URSS și foarte multe personaje sunt chiar un fel de adaptări ale lucrurilor care circulau în Uniunea Sovietică. Eu am luat mai puțin din manualele noi pe care le-am avut și eu, pentru că astea sunt mai ușor de găsit și dacă căutați pe internet. În schimb, aici am mers și am căutat manualele vechi la bibliotecă, pentru că perioada asta de început e mai puțin accesibilă. Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Betlanfei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi, de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Povestea se chema Tovarășe Stalin, eu învăț bine. Și scria poveste din Uniunea Sovietică. Uneori aceste personaje aveau nume foarte exotice pentru noi. Spre exemplu, personajul acestei povești se cheamă Mamlakat, care probabil pentru copiii din 50 suna foarte ciudat. Este vorba de o pionieră dintr-un sat unde se cultiva bumbacul și fetița povestește că în sat s-a socotit că fiecare om trebuie să culeagă 20 de kilograme de bumbac pe zi, pentru că tot era cu norme întotdeauna. Dar iată, spune fetița, eu am izbutit să culeg aproape 100 de kilograme pe zi și explică de ce a culese așa de mult bumbac. Foarte simplu, toată lumea culegea bumbacul cu o mână, în timp ce eu îl culegeam cu amândouă mâinile. Și culegând ea bumbacul cu două mâini, a reușit să depășească foarte mult norma. Din nou apare acel muncit cu drag, ea spune, îmi place să lucrez. Și când o fac, nu mă gândesc niciodată la altceva. Și a început să-i învețe și pe alții cum să culeagă mai mult bumbac și drept premiu a fost trimisă la Moscova să-l întâlnească pe tovarășul Stalin. Și acum fetița povestește întâlnirea. Spune, m-a salutat prietenos și m-a întrebat zâmbind, ce mai faci, Mamlakat? Cum înveți tu? Și i-a spus că învață bine și atunci tovarășul Stalin, după cum vedem în a treia fotografie, tovarășul Stalin m-a luat în brațe, m-a sărutat și mi-a dat o fotografie a lui pe care scrisese. Lui Mamlakat pentru vrednicie și silință. Această fotografie este cel mai scump și frumos dar pe care l-am primit vreodată. Mă socotesc cea mai fericită fetiță pentru că am primit un asemenea dar. În fine, i-am mai dat și un ceas, fotografia cu dedicație a fost cadoul cel mai apreciat. Să știți că e un caz real din Uniunea Sovietică.
și aceea este fotografia originală făcută, m-am lacat Nahangova, o fetiță tajică, care într-adevăr a cules ea niște bumbac, a fost transformată la un moment dat într-o eroină, s-a întâlnit cu Stalin, s-a făcut acele fotografii care au fost folosite foarte mult pentru propagandă, probabil că povestea era și în manualele sovietice, s-a introdus și la noi, s-a schimbat doar, s-a renunțat la cau de kilogram din nume. Să știți că m-am lacat, a trăit mult după aceea și n-a ajuns cu legătoare de bumbac. A fost la o conferință de pace, în delegație. Până la urmă a ajuns culmea, profesoară de engleză și a predat la Universitate în Dușanbe. Cred că a murit prin 90 când se desfințau URSS-ul, dacă nu mă înșel. Oricum, nu a ajuns agricultoare, ci filolog și, anume, cum a spus, preda limba engleză. Aveam și varianta românească, tot fericire și muncit cu drag, povestirea, tot pentru copiii de clasa a doua, când buruienile erau să înnăbușe floarea soarelui și Ministerul Agriculturii a cerut ajutor pentru stârpirea buruienilor și elevii școlilor au sărit și ei, deși erau în vacanță, au alergat cum altfel decât cu drag pe câmp și s-au întrecut să smulgă cât mai multe buruieni care le-au dat foc. Și așa au salvat cultura. Tot fericirea și muncitul cu drag, dacă înainte oamenii se spun că munceau așa pentru că munceau pentru exploatatori, nu făceau cu drag și erau strâșneau, acum dintr-o dată erau foarte fericiți. Și vedem această poezie de Atoma, care a scris foarte multă poezie proletcultistă și prosovietică, se schimbă în cântec pe tarlale scrâșnirea palma și sudalma, se plămădește noul cuget în obștea hărnicind de avalma. Deci înainte lumea muncea scrâșnind și cu sudalme și acum cânta și apărea acest om nou, se plămădea noul cuget. În 1953 manualul e un fragment, aici am selectat, din Maxim Gorki, Descărcarea șlepului, în care ne se prezintă un moment de muncă cu o fericire aproape catartică, așa. Maxim Gorki povestește cum munceau hamalii care trebuiau să descarce pe ploaie un șlep și o să citesc și eu acum, lucrau de parcă ar fi fost nesătui de muncă, parcă de multă vreme ar fi așteptat plăcerea de a zvârli din mână în mână sacii de câte 60 de chile și de a alerga cu baloturile în spinare. Lucrau jucându-se, îndemnându-se voios ca niște copii cu bucuria dezlănțuită a muncii. Și spune Maxim Gorki, în noaptea aceea am cunoscut o bucurie pe care nu o mai încercasem. Sufletul mi-era aprins de dorința să-mi trăiesc toată viața în extazul ăsta amețitor al muncii dezlănțuite. Da? Cam asta învățau copiii, că munca îți poate da o stare de fericire mai ceva decât după consumul de substanțe interzise. Apoi, cum vă spuneam, totdeauna munca era cu drag. Am mai dat două exemple, manuale din 66, dar, care se publicase prima oară în 60, Mândri oțelare patriei noastre, ei muncesc cu drag pentru construirea socialismului. Muncitorii, ceferiți și copiii lor, astăzi, da, duc o viață nouă și muncesc cu drag pentru patria lor liberă. Toată munca era întotdeauna, a devenit aproape o limba de lemn, da, muncesc cu drag, muncesc cu drag. Din nou aici muncă cu drag, în care muncitorii au învins, se cheamă povestirea, când era o hidrocentrală pe râul Arge și furtuna a doborât niște stâlpi și nu mai era curent la hidrocentrală și oamenii s-au adunat într-o echipă voluntară la chemarea comunistului Nicolae Gheorghe, șeful stației electrice, și au plecat ei prin furtună și întuneric. Și acum vedem ce am subliniat acolo, uzi până la piele, muncitorii făceau glume și râdeau în hohote de parcă ar fi mers la plimbare. Și, mă rog, au reușit să rezolve, să ridice stâlpii și vedem din nou la final, se spune în zori, muncitorii se înapoiau tot cu glume și
și voie bună, da, deci munca era prezentată întotdeauna ca o activitate pe care omul o făcea din plăcere și cu foarte mare drag. Cine aducea, vorbeam de fericire, fericirea vedem într-un manual din 89 de data asta, de la Școala Ajutătoare, era acolo o poezie, Partidul ne aduce fericirea. Interesant că pentru școlile ajutătoare nu au elaborat manuale noi, deci manualul acesta care era în 89 fusese elaborat, aprobat în 69, fusese doar revizuit de două ori, dar foarte puțin, că se mai schimbase un alt imnul, alte lucruri. Și de fapt pentru școlile ajutătoare nu au avut un mare interes nici măcar de a data programele și de a le aduce cumva la zi, au lăsat manuale foarte vechi, de asta în manualele de la școlile ajutătoare găsești câteodată lucruri mai staliniste și mai de începuturile regimului. Bineînțeles că poezia asta, am lăsat să vede acolo și o temă, trebuia învățată pe de rost de către copii. V-am spus o altă trăsătură a omului nou, că tot timpul trebuia să fie vigilent și să lupte cu dușmanul de clasă. Și aici vedem tot de acest poet de care vă spuneam, A. Toma, vedem o poezie în care practic se făcea ceea ce se cheamă astăzi dezumanizarea adversarului. Vedem poezia, dacă în drum mai pândesc crunți strigoi, lupi flămânzi, să-i strivim larg zburând din izbânz în izbânz. Era o perioadă destul de violentă și în care foarte mulți oameni erau îndemnați să fie neiertători cu dușmanul de clasă. Da? Și aici vedem și termenii folosiți, strigoi, lupi și trebuie să-i strivim. Într-un alt manual, tot o poezie de A. Toma, vedem, ai trimis la ocnă sângeroși călăi, era vorba de deținuții politici care erau făcuți sângeroși călăi, dar mai umblă șerpi vers pe ascunse căi. Din nou dezumanizare, da? Caută-i prin scorburi, calcă-i sub picior, spor de vrei în luptă, pace în viitor. Deci inamicii erau niște șerpi care trebuiau călcați sub picior. Vedem aici într-un manual din 1953 povestirea unui episod în care elementele dușmănoase erau strecurate în organizația de tineret. Pentru că se povestește aici cum într-un sat din apropierea Dunării, tinerii reușesc să demaște și să izgonească din rândurile lor pe Iene, fiul cărciumarului din sat. Deci în 53 deja începuse, vedeți că și în Uniunea Sovietică au început la un moment dat bolșevicii se omoare între ei, s-au avut loc tot felul de epurări și aici prin anii 50 începuseră, după ce au terminat cu tărăniștii liberali și alte partide, au început să caute dușmani și în interiorul lor și probabil că știți că au fost și lideri comuniști care au sfârșit la închisoare sau asasinați. Bun. Aici, pentru că erau în perioada aia stalinistă, se reproducea modelul acesta violent din URSS, vedem tot așa o poveste după Ostrovski, în care se povestește cum comunistul Juhrai practic lovește jandarmul care îl arestase cu ajutorul unui tânăr care a sărit și ținea arma și Juhrai, acest comunist, pumnul lui de fier descrise un arc și izbi capul soldatului și erau foarte violente aceste povestiri pentru că acești comuniști trebuiau să dovadă chiar de, cum am spus, de violență fizică împotriva inamicilor. Aici vedem o poveste cam cum erau descriși vechii oamenii vechi, să spunem, era pe vremea când la conducerea țării noastre se aflau moșierii și fabricanții. Aceștia trăiau în case mari, frumoase, luminoase și bine încălzite, trândăveau toată ziua, știau că pentru ei lucrează din zor și până noaptea mii de muncitori. Deci toți cei care avuseseră un pic mai mult pământ sau o fabrică sau ceva, acum erau prezentați de trântorii care subseseră sângele poporului. Din nou, într-un text legat de ziua de 30 decembrie, când fusese abolirea monarhiei,
se spune, cu mulți ani în urmă, țara noastră era regat. La conducerea țării erau cei bogați, proprietarii de fabrici, banchierii, proprietarii de moșii. În fruntea lor era cel mai bogat dintre bogați, regele. Am ajuns la lupta pentru pace pe care v-am spus-o. La un moment dat a avut loc un meeting în București, dar și în alte orașe din țară, pentru pace, în 1981. Și acolo Ceaușescu a recitat niște versuri, fără să spună cine le-a compus. Sunt de fapt o pastișă, pentru că se includ versuri din Hora Unirii. Și din acel moment, acea poezie a fost băgată pe prima pagină a manualelor și era: hai să ne unim popoare în luptă cu micul mare, să trăim liber sub soare, fără arme nucleare și așa mai departe. Acum am zis, arme nucleare avea și URSS-ul, care încă teoretic erau aliați, sunt mai noștri, dar eram în aceeași parte, de aceeași parte a cortinei. În fine, ieși și vezi mână-mână și așa mai departe. Deci această poezie a apărut lângă versurile imnului și se spunea că e din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la grandioasa adunare populară din 5 decembrie 81, consacrată dezarmării și păcii. Am căutat și am găsit, că am vrut să văd dacă Ceaușescu a spus cu ea aparțin versurile sau ceva, am căutat scânteia din acea zi, de fapt de a doua zi, unde sunt pagini întregi, cearșafuri pentru acest meeting, și am găsit poezia acolo, dar acolo spune doar: voi da citire unor versuri, vedeți, deasupra versurilor. Asta a spus Ceaușescu, după care a citit această poezioară fără să spună practic cine a compus-o. Modelele din manuale, am ales câteva modele. Copilul erou. Și avem copilul erou după model sovietic. E vorba de un copil care, e după un caz real, copilul într-adevăr rămăsese orfan, s-a lipit de o unitate militară în timpul războiului și până la urmă ajunge erou al Uniunii Sovietice. Serioja Alioșkin, mi se spune în manualul din 1950, de fapt am reușit să-l găsesc pe adevăratul Serioja, e Serghei, nu-l chema Alioșkin, ci îl chema Aleșkov. Acesta este personajul real, care a fost transformat într-un model, dar ideea era că erau foarte mult promovate aceste modele în manualele pentru copii mici, pentru că se știe că în momentul în care citesc astfel de copii, copiii aveau tendința să încerce să devină ca eroi și atunci se inducea această idee că și copiii trebuie să fie eroi chiar până la sacrificiu de sine sau în lupta în războaie. Avem și cazul românesc, tot e un caz real, Lungu Marin, aici mi se spune micul caporal, a fost un copil de trupă care a ajuns, după Revoluție, am citit prin 2020, era general, se plângea pe la Antena 3 că apartamentul pe care l-a avut gratuit a fost retrocedat proprietarilor și că acum este într-o locuință socială și așa mai departe, dar omul a trăit, a ajuns general, în fine, din copil de trupă a ajuns la un moment dat în timpul războiului într-o zonă în care chiar se lupta. Sigur că astăzi am privit, deci astfel de lucruri în manuale nu cred că ar putea fi date modele pentru elevi, pentru că e un fel așa de abuz asupra copiilor, nu să-i trimiți în lupte unde riscă să pătească tot felul de lucruri. Avem însă acest caz Vasile Roaită, care a fost foarte, foarte celebru, pentru că toți am învățat că Vasile Roaită a tras sirena în timpul grevelor muncitorești la Grivița, dar e foarte multă făcătură în textul din manual, manualul din 1950, mi se spune că Vasile Roaită avea 14 ani, Vasile Roaită a murit la 19 ani. El a murit într-adevăr în timpul grevelor, dar se pare că nu trăsese nici sirena și nici nu fusese grevist. Unii spuneau chiar, deși nu e foarte clar că ar fi fost chiar un agent al siguranței, dar lucrul e disputat și acum unii spun că nu e adevărat, că totuși nu s-au găsit documente. Cert este că
aici spune că soldații și-au înfipt baionetele în el, de fapt el a murit dintr-un glonț ricoșat când s-a tras nici de cum cu baionetele înfipte, deci e foarte, foarte mult, foarte multe neadevăruri sunt în acest text. De altfel, atunci a fost un mare val de promovare a eroului Vasile Roaită după ce s-a luat puterea de către comuniști, pentru că aveau nevoie de o legitimare și au găsit tot felul de modele cum comuniștii dinainte luptaseră și făcuseră și asta. La un moment dat, inclusiv stațiunea Eforie Sud se chema Vasile Roaită. După care, se pare că și Gheorghe Gheorghiudeș, care știuse de la început că cazul a fost foarte tare umflat, la o plenară a spus, ei, mai lăsați-mă cu Vasile Roaită, că a fost un muncitor ca toți alții, nu chiar așa, adică fusese și el de acum s-a stisit de cât de departe ajunsese acest cult al lui Vasile Roaită. S-au schimbat încetul cu încetul denumirile, stațiunea a revenit, se cheamă, da, Eforie Sud, nu s-a mai chemat Vasile Roaită și încet, încet a dispărut acest model. Dar a fost la câteva generații atât de puternic băgat încât toți cei care au prins epoca de dinainte de Revoluție încă știu de Vasile Roaită. Chiar și când partidul a început să o lase mai moale, deja era în tot felul de cărți pentru copii, de tot felul de povestioare și... Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Bethlen Frey din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi, de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Alt model al copilului erou venit din Uniunea Sovietică, v-am zis că se găseau niște modele, niște, uneori ciudate, cu niște nume ciudate. Aici e vorba de un copil cinec, de un popor cinec, de la Cercul Arctic, URSS-ul știți că e foarte întins până de la Cercul Arctic, și îl chema Ilea Ningen, un aviator sovietic, niște copii cer să povestească... Da, mulțumesc de timp, că nu m-am uitat la ceas și ca să nu depășim. Să povestească o faptă de eroi și curaj și el povestește cu un copil de 7 ani, cine, care a plecat la vânătoare cu câinii, ce căuta un copil de 7 ani la vânătoare, după care a venit un viscol și s-a adăpostit în blănuri, în zăpadă și a scăpat și în final copiii spun... Noi credem, asta vreo 2 zile copilul ascuns în zăpadă, până la urmă s-a întors acasă. Noi credeam că ai să ne povestești ceva despre dumneata, că ești un erou. Aviatorul se râse, dar micul Ilea Ninger nu e un erou. Acum, care era scopul să le povestească copiilor de clasa a doua, cum un copil de 7 ani mergea la vânătoare și a supraviețuit în zăpadă, chiar e destul de ciudat așa, dar erau sigur povestiri preluate din manualele sovietice. Băiatul cu mingea, aici, din nou, suntem la limita abuzurilor asupra minorilor. E o povestire în care tatăl unui copil, care era comunist, îl trimite pe copil să transmită un mesaj codat unui tovarăș de luptă care fusese arestat. Și spunea așa, te duci și șoptești ce ți-am spus, cât mai ferit, dar limpede, pentru că dacă el nu află, acum zice tatăl, înainte de proces, cum stă chestiunea cu ai noștri, judecătorii pot să-l întoarcă și pe el și pe ceilalți cum vor. Copilul tremura, da? Era teamă un pic de ceea ce trebuie să facă, dar tatăl așa îi spune, ești copil, n-au ce să-ți facă jandarmii, deci practic îl folosește cu bună știință pe copil și ăsta e un model de urmat. Copilul face o diversiune cu o minge și când ăia se opresc așa, copilul reușește ca printre picioarele deținuților să prindă mingea și să ajungă în apropierea acelui deținut și să-i spună mesajul, care era vulturul nu a căzut, continuă să zboare. În fine, ăsta deci a fost Sandu, cum a scrie mai jos, îndeplinise o importantă sarcină de partid. Alt copil erou, la fel, este folosit de tatăl său, trimis să ducă un pachet, nu se spune cu ce, se înțelege că erau ceva manifeste comuniste, unui tovarăș de luptă, la gară, copilul avea, nici nu împlinise 13 ani, el riscă acolo să fie prins de poliție, are tot felul de idei și ăsta face o diversiune cu o muzicuță, până la urmă
toată ziua și-o petrece în oraș, obosit, rupt de somn, și reușește să dea pachetul acelui comunist. Și vedem acolo că din nou se spune, mi s-a încredințat mie pachetul, deoarece eram încă un copil și nu puteam da de bănuit. Deci din nou vedem această folosire cinică și recunoscută a folosirii copilului pe motiv că nu ar fi avut de suferit rigorile legii. Avem și un tânăr tipograf ilegal, este chiar caragios acum când citim, trebuia să scoată ziarul tânărul leninist în ilegalitate. Și pentru că s-a spart țeava, nu știu, și a ieșit niște apă acolo, el a stat cu picioarele în apă, trebuia neapărat să scoată ziarul, se pare că depindea supraviețuirea tuturor de acest tânăr leninist. Și aproape că cade leșinat, intră în hipotermie, probabil am spune noi, dar parcă cineva îi spunea mereu, spune textul din manual, mii de tineri cinstiți așteaptă ca tu să-ți faci datoria pe deplin, trebuie să termin gazeta. Și stă el în apă și tipărește, până la urmă vin doi tovarăși de-ai lui și el își cere iertare, mai mult leșinat, iartă-mă, n-am putut tipări toată gazeta, că lipsește pagina a patra. În fine, ceilalți doi preiau treaba și se încheie cu happy end povestea. Tânărul leninist va apărea la timp. Cam astea sunt modele. Mai sunt modele de eroi ai muncii peste care am să trec foarte repede. La un moment dat, regimul, și mai ales în manualele mai recente, da, vorbim de după anii 60-70, și-au dat seama că noi lupte nu mai avem. Și atunci trebuia creat un nou model de erou să fie impuse elevilor, să muncească cu eroism. Și toată munca, așa e, după cum vedem aici, spune cu asemenea muncă, poartă numele de eroism. Și cei care fac, de exemplu, centrale și astea sunt adevărați eroi. Nu mai aveam războaie și atunci trebuia cumva să justificăm mai departe existența acestor eroi. Aici avem o poveste de Grigore Beuran, în care practic ni se prezentau eroi, dar mie mi se pare că ni se prezintă lipsa de bună pregătire și de organizare a muncii de către comuniști. Pentru că un fochis și un mecanic se întorc după ce nu dormiseră vreo 30 ceva de ore, pentru că la alt tren se stricase locomotiva, ei sunt trimiși din nou în cursă, ceea ce, de exemplu, astăzi n-ai avea voie să faci, pentru că ar exista riscul de producere de accidente, deci oamenii ăștia nu dormiseră de aproape 40 de ore. Și trebuia neapărat să ajungă făina într-un oraș. Acum, de ce orașul nu fusese pregătit cu rezerve de făină măcar de o zi? Asta, din nou, spuneam, nu ni se spune de ce așa de prost se organizaseră comuniștii. Cert este că ei ajung acolo și li se spune, șeful de tură îi spune, bine ai venit, trebuie să pleci acum la Câmpia Turzii. Și ăla spune, eu de 36 de ore n-am închis ochii. Până la urmă, trebuie, că altfel nu ți-am cere, n-avem pe cine trimite, locomotiva care ducea trenul cu făină s-a defectat și trenul trebuie să se întoarcă, că altfel rămâne orașul fără pâine. Și se duc cei doi, tânărul, comunistul care era mecanicul și utecistul tânărul care era fochistul, se decid să meargă. La un moment dat apare discuția când sună liderul de partid. Da? Și vedem discuția. Mecanicul și fochistul ascultară răspunsurile șefului lor. Nu uitați că asta este totuși într-un manual din 1989, adică e foarte recent, deci chiar înainte de Revoluție. E drept că el fusese după programa din 77, dar astea încă mai erau chiar înainte de Revoluție. Și din discuție cei doi și-au dat seama că șeful de tură vorbea cu județeana PCR, deci cu liderul de partid, și iată ce au auzit. S-a făcut tovarășe secretar, acum au picat din curs, în 10 minute pornesc, nicio grijă, oameni de nădejde, un comunist și un utecist. Cam astea erau modele. Modelul colectivistului, acestea apar și nu mai avem foarte mult, ne apropiem de final, în perioada colectivizării, care a avut niște etape. S-a pornit, după care au lăsat-o mai moale, nu prea a mai mers, după care au, din 54 până în 62, când au încheiat-o, au pornit-o din nou și cu foarte multă represiune până au reușit să încheie colectivizarea. De asta, în manualele din 63, de exemplu, aprobate după programa din 60,
sunt foarte multe referiri la înscrierea în colectiv și toate se justifică, încearcă să spună cât de bine câștigau, cât de mare recoltă aveau cei din colectiv, cât de fericiți erau cei care intraseră în gospodăriile acestea colective. Și vedem acolo, iată ce spune unul, sunt foarte bucuros. În primul rând vedem cum era familia colectivistului. În odaia mare și spațioasă unde am intrat, Savu Petre tocmai își terminase de citit ziarul Scânteia și deschisese aparatul de radio. Pe fețele celor din familia lui Savu Petre se putea citi mulțumirea și voia bună. Și după care povestește că am luat atâta grâu, ori speclă și fân, încât nici n-am unde să le mai pun pe toate. Pe deasupra am mai luat și bani, vreo 10.000 de lei, și ce am luat până acum e numai avansul. De când sunt colectivist, mă simt cu adevărat fericit. Deci se promova intens în anii aceia colectivizarea, pentru că țăranii, după cum știți, nu voiau să intre și au fost cazuri în care a fost nevoie de să fie bătut, să fie băgați în pușcării și așa mai departe, ca să se poată rezolva, mă rog, să-i poată face cumva să semneze. Un alt model, când se luaseră la întregeri, tot așa erau foarte fericiți. Avem și femeia colectivistă care făcuse 418 zile muncă într-un an, pentru că deci făcuse mai mult de o zi muncă într-o zi, da? Avea program depășit și cum e prezentată ea într-o casă curată, îmbrăcată într-un taior și o bluză albă de mătase, acum sincer pare destul de greu de crezut că o muncitoare la gospodăria colectivă stătea într-o bluză albă de mătase naturală prin mediul rural, dar erau prezentate ca niște modele demne de urmat. Dacă vi s-a părut mult 418 zile de muncă într-un an, vedem o altă povestire în care bunicul unui copil făcuse 700 de zile muncă într-un an. Adică era o întrecere completă, câte două zile muncă într-o zi. Și o mulțime de bani și așa mai departe. Și am ajuns la final. Ar trebui într-un fel să încheiem așa cu o întrebare. Oare a reușit regimul comunist să creeze omul nou? Eu aș spune că deși niște modificări au existat asupra oamenilor, pentru că am văzut după ce s-a scăpat de regimul comunist că și în toate țările foste comuniste, foarte greu s-a pornit democrația și a fost și este nevoie de foarte mulți ani. S-au produs niște modificări în mentalul colectiv, dar dacă ne uităm așa la trăsăturile omului nou, aș spune nu numai că n-a reușit pune, la unele a obținut efecte perverse, adică în loc să respecte proprietatea obștească, din potrivă se ajunsese să devină așa un fel de ceva demn de laudă să mai fur din bunul comun. Apoi în ceea ce privește, nu știu, acea muncă cu drag, modelul era din potrivă, trebuia să fii prost ca să muncești, adică și toată lumea, chiar s-a ajuns într-o situație care nu e normală, adică la un fel de considerare ca fiind ceva de foarte de jos munca fizică. Toată lumea voia atunci să se angajeze undeva într-un birouaș, într-o chestiune că aproape că ajunsese să fie rușine să faci o muncă fizică, deși exista, se spunea, dom'le, nu-i rușine să muncești, dar toată lumea fugea de muncă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu pare să fi prins. Și cu foarte multe pretenții din acestea, apoi oamenii ar trebui să fie dezinteresați de bunuri, să vrea doar propășirea societății și binele comun și așa mai departe. Ori s-a ajuns ca oamenii să aprecieze foarte mult inclusiv unele bunuri care aveau de fapt o valoare foarte mică, dar pentru că nu existau, erau rare, erau foarte mult dorite. Adică pe vremea aceea, nu știu dacă știți, un săpun pa, de exemplu, se dădea cadou și era un cadou foarte apreciat. Dacă venea cineva și dădea cadou un săpun fa, era un cadou frumos și săpunul fa nu te apucai să te speli cu el pe mâini, așa, din prima. Întâi îl țineai vreo 3 ani prin cerufe, în dulap, să dea miros. Adică erau niște lucruri, acum par de râs. Dar era așa o lipsă de anumite bunuri, încât de unde regimul spunea că noi ar trebui să considerăm că ce se întâmplă în Occident e degenerat, asta apreciam cu asupra de măsură, chiar niște prostioare, să spunem așa. Deci, eu aș spune că a reușit să schimbe într-un fel mentalul colectiv, dar nu cum a dorit și
au obținut niște efecte negative care ne-am bătut și încă ne mai batem probabil și astăzi, dar sub nicio formă nu zic că s-a obținut acel om nou pe care îl spunea comunismul, pentru că eu nici atunci n-am crezut. Poate că ar fi fost unii care au crezut. Dintre colegii mei n-am remarcat. Adică nu, s-a ajuns, de fapt, la o duplicitate. Noi știam că trebuie să avem un duplu discurs. Adică la școală făceam ore de informare politică, conspectam din congresul al 13 și citeam acolo, aveam și prescurtări și șabloane, societatea socialistă multilateral dezvoltată și înaintearea României spre comunism, care scriam S, S, M, D, I, C, ca să nu mai scriem toată sintagma. Nu credeam deloc, știam că nu pot să spun ceea ce cred. Și s-a ajuns la această duplicitate care are efecte totuși negative acum, pentru că nu e bine să stimulezi duplicitatea într-o societate. Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Bethlen Frey din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi, de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere.